Acum să trecem la un lucru frumos, spun eu. Știu că ați avut un proiect comun, Șobi și iată Tonic aici. Ce v-a făcut, iată, să aveți o piesă împreună? Chiar două. Două. Am făcut de-a lungul timpului, da. Am făcut... Nu știm să prețuim, se numește cea de-a doua asta piesă, o vom urmări care e cea imediat, mai recentă. Da. Nu știu, am gândit proiectul, i-am propus lui Șobi, lui a plăcut ideea. Este un proiect în care noi vorbim despre valorile morale, oamenii care nu sunt apreciați din România, sportivi, actori, oameni de cultură în general. Iar Șobi, bănuiesc, a rezonat cu mesajul piesei, cu instrumentalul, ideea proiectului în sine. Păi eu spun să ascultăm, Șobi, această piesă, nu știm să prețuim, după care să o comentăm împreună. Ești de acord? Sigur, cu drag. De trecători, le zice comori, le zice viori, le zic cuvinte color. Iată, Pompiliu. Tare, mi-a plăcut melodia asta. Felicitări. Vă felicit și eu. Am ascultat-o în prima audiție. Nu știam. Cea mai bună melodie de rap ascultată de mine săptămâna asta și, de fapt, luna asta, cred. Foarte și totuși bun. E veche piesa, un an. Păi, dar eu nu prea ascult rap, de-aia zic. Bă, uite, e cazul să ne mai orientăm către muzica... Să ne mai deschidem orizonturile puțin, da. Foarte, foarte drăguț. Noi ne bucurăm că vă place. Asta am făcut, asta am simțit și asta am pus pe beat, cum spunem noi rapperii. Am căutat să scoatem în față, ca de obicei, mesajul, mai ales că în ultima perioadă apar tot mai multe piese fără mesaj sau un mesaj foarte slab. De fapt, asta face rap-ul, nu? Aduce mesaje, nu neapărat. Linia melodică, beat-ul și toate astea sunt pentru a întări. Dar mesajul este important, să stai să asculți. Adică acele versuri să nu-ți intre pe ureche și să-ți iasă pe alta. Să-ți rămână în suflet, să îți rămână minte, să gândești după. O asculți și îți aduce aminte peste ceva timp. Dom'le, stai așa că am auzit eu un vers. Parcă merge să o dau ca replică sau parcă merge să îi spun unui prieten sau, nu? Practic asta e ideea pe care mergeți exact voi de cele mai multe ori. Mesajul să rămână la fiecare persoană care ascultă piesa. Șobi, te rog. Pe mine m-a amuțat tare băiatul din videoclip. E singur cu steagul și îl fusărăie de cât el atât. Va veni râsul. Bravo, Toni, la montaj. Șobi, acela era patriotul de 1 decembrie. Da, unul singur.